Este coroana de oțel a lui Carol I, confecționată dintr-un tun capturat la Plevna în 1877, coroană pe care Carol I nu a mai apucat să o poarte, dar au purtat-o urmașii săi, regele Ferdinand, întregitorul sau loialul, cum mi s-a spus, regele României Mari, apoi, nu-i așa, majestatea sa, regele Mihai. Spuneam că a purtat-o o singură dată, atunci când și-a început cea de-a doua domnie, imediat după ce a plecat tatăl său, Carol al II-lea, care nu a abdicat, ci a lăsat tronul fiului său. Vedem în acest moment că este scos sicriul majestății sale. Dar se coboară în scara voievozilor și vom vedea foarte curând cum acest cortegiu ajunge din nou în curtea castelului Peleș pentru un chiar adio pe care regele Mihai îl spune casei copilăriei sale. Nici nu-mi vine să cred că se întâmplă acest lucru. Mi-l amintesc pe majestatea sa din 2008, cum a ieșit la balcon aici, la castelul Peleș, împreună cu regina Ana, și mă aștept din nou să iasă la balcon și să ne facă cu mâna. Nu-mi vine să cred că trăim această zi când regele Mihai își a rămas bun de la acest loc care a fost atât de drag, nu? Castelul și domeniul Sinaia, s-a născut la castelul Foișor, a copilărit aici la Peleș, unde a avut și clasa palatină, iar mai apoi în anii de război a condus de aici țara. Aici a petrecut o mare parte din greva regală și mai apoi de aici a fost obligat să plece de către comuniști. Mi-aduc aminte cât de multe personalități mi-au povestit cât de cumplită a fost acea plecare de aici, de la Sinaia, când majestatea sa spatele sicriului de al coroanei, principele Radu, principesa Elena, soțul alteței sale regale Alexander Nixon, principesele Irina, Sofia și Maria, Nicolae, nepotul regelui, logodnica sa, Alina Binder și sora lui Nicolae, Carina. De asemenea, recunosc membrii ai Consiliului Regal. Și angajații ai casei majestății sale regelui, cei care au fost alături de majestatea sa
Este și doamna Constanța Iorga. Oameni care au fost loiali majestății sale. Iată că majestatea sa va părăsi Peleșul, care a fost atât de drag și în care a dorit atât de mult să se întoarcă și a reușit să facă acest lucru în 2008. Casa copilăriei majestății sale. Cu toată biografia extrem de tulburată și de fracturată a majestății sale, poate ar trebui în acest moment să privim partea pozitivă a lucrurilor. Istoria a fost aspră, dar după aceea indulgentă cu majestatea sa și a permis, iată, ca acest ultim drum să fie aici, să înceapă aici, la Castelul Peleș. Și da și nu, Mihai, te contrazic, pentru că cred că majestatea sa a plecat dintre noi cu un vis neîmplinit, visul de a reveni pe tron. Am auzit astăzi discuții în studio, lumea se întreba de ce nu a venit în ultimii ani majestatea sa să locuiască în România. Majestatea sa nu își dorea să vină să locuiască ca un simplu cetățean al unei republici, este regele României. E un vis neîmplinit? A fost o zi impresionantă aici. Cred că majestății sale i-ar fi plăcut ordinea și modul impecabil în care a fost organizată această ceremonie. Alte patru funeralii regale au avut loc aici. Este vorba de funeraliile reginei Ana anul trecut, funeraliile reginei Maria în 1938, funeraliile regelui Ferdinand în 1927 și funeraliile regelui Carol I în anul 1914. Protocolul este respectat riguros, programul de asemenea. Și vedeam acele mișcări precise care tu spui că i-ar fi plăcut rigorii militare care sălășuia în regele Mihai. Și câteva secunde va începe drumul către București. Așadar, regele Mihai pleacă de aici și ne lasă cu inimile îndurerate, așa cum a plecat majestatea sa în 1948, în primele zile ale lunii ianuarie, când a plecat de aici cu regina mamă Elena, alături de securiștii care supravegheau valizele și care totuși au lăsat să se înțeleagă cu tot aparatul propagandistic timp de aproape 50 de ani că majestatea s-ar fi plecat cu bunuri. Este un moment trist. Vedem că membrii familiei regale însoțesc cortegiul pe jos. Mihai, aș vrea să te întreb, pentru că pentru mine, eu am sub inima strânsă așa, dar ce a însemnat pentru tine acest eveniment istoric important? Să știi că simt emoția Camelia și nu voi uita nici eu vreodată această zi. Pentru mine acest eveniment a venit pe nepregătite. Pe nepregătite într-un mod paradoxal, pentru că știam că de 2 ani regele Mihai este sub tratament, suferind de boli extrem de grave. Mihai, o să te întrerup puțin, dacă nu te super, îi vedem pe soldații brigăzii de vânători și mi-am adus aminte că în 1947 soldații au fost obligați la plecarea majestății sale pe peronul din Gara Sinaia să stea cu spatele de către comuniști și majestatea sa s-a uitat
la unul dintre soldați care, deși stătea cu spatele, avea lacrimi în ochi. Mă întrebam acum, suntem la o distanță foarte mare, dar cred că acest moment impresionant a făcut ca și soldați de aici să aibă lacrimi în ochi. Poți să continui. Da, spuneam că întâmplarea a făcut ca pe 5 decembrie să fiu chiar aici, la Castelul Peleș. Așa este. Și vestea a fulgerat pur și simplu coridoarele castelului și am văzut drapelul coborât în bernă de pe turnul cel înalt de 66 de metri și este în bernă și acum și va mai rămâne 3 săptămâni de acum înainte. Timp de 40 de zile, cât familia va fi în doliu negru, acest lucru înseamnă că familia regală își va plânge pierderea, imensa pierdere, îl va plânge pe majestatea sa și nu va participa la acțiuni publice. Așa a fost și anul trecut, când a plecat dintre noi regina Ana. Și pot comenta faptul că pe fețele membrilor casei regale am văzut, pe lângă mai mult decât o mare tristețe, le-am văzut chipurile devastate de durere, deși... Același lucru l-am observat când mă aflam la Obon și mai apoi la Lausanne. Principesa Maria, care s-a aflat lângă regele Mihai în 5 decembrie, când ne-a părăsit, mi s-a părut că este foarte slabă. Am văzut chipul devastat al majestății sale Margareta, custodele coroanei. Ambele fiice ale regelui Mihai au fost extrem de apropiate de majestatea sa. Principesa Maria era... Să ascultăm. Da, vânătorii de munte se retrag de pe platoul castelului Peleș și ca să comentez ce spuneai mai devreme, aș vrea să spun probabil despre garda statul, de onoare statul care... român îi acordă regelui Mihai toate onorurile cu putință, în afară de cel pe care și l-a fi dorit cu adevărat. Aș vrea să-l reinstaureze pe tron. În acest moment sicriul majestății sale se îndreaptă spre Palatul Regal din București, locul în care majestatea sa a fost botezat, locul din care a condus, va sta în sala tronului. Palatul Regal din București a reprimit însemnele regale când a fost toată clădirea restaurată. Îmi povesteau membrii conducerii Muzeului de Artă, acolo în Palatul Regal de pe calea Victoriei este acum Muzeul de Artă, că își doresc ca să nu mai fie obligați niciodată să dea jos aceste însemne regale, așa cum s-a întâmplat în 1948. Mă bucur, vreau să spun că mă bucur că, că soldații au avut ocazia să spele rușinea celor care i-au obligat în 1948, în ianuarie, pe ceilalți soldați să stea cu spatele când a fost obligat majestatea sa să plece de aici, de la Peleș. Apropo de reparații, poate tardive, dar oricum obligatorii, Arcul de Triumf, pe sub care va trece acest cortegiu funerar, a fost el însuși mutilat și efigiile întregitorului Ferdinand au fost șterse în toți anii comunismului. E, și acolo s-a readus dreptatea și adevărul istoric la nivel. Arcul de Triumf a fost construit imediat după unirea, Marea Unire, este un simbol al României mari. A fost construit la sugestia reginei Maria și a regiului Ferdinand. Au mai existat în acel loc mai multe arcuri de triumf, de triumf. Din lemn, după războiul de independență. Așa sigur. Este. În Hăuntru este acel muzeu și în care există copii ale coroanei de oțel. Crezi că putem comenta faptul că o mașină funerară care merge înaintea celei cu sicriul poartă în mod simbolic coroana de oțel?
și nu este, nu știu, pusă undeva, adică este la vedere. Mi se pare un semn de recunoaștere și unul încărcat fără îndoială de semnificații extrem de importante. Am auzit de-a lungul ultimelor zile că multă lume îi spunea fostul suveran. Comuniștii au spus ex-regele, dar regele Mihai, majestatea sa, este regele românilor, a fost regele românilor și va rămâne pentru totdeauna regele românilor, așadar mi se pare normal să se întâmple acest lucru. A fost uns în biserică, a fost obligat, dacă vrei, să abdice de comuniști, dar acea ungere în biserică nu i-a șters niciodată acest titlu. E fără îndoială, pe 5 decembrie 2017 a murit un rege, a murit regele României și vedem acum ultimele zeci de metri, poate, de pe domeniul regal. Așadar, tot acest cortegiu merge către București, va trece pe sub Arcul de Triumf și va ajunge la Palatul Regal în aproximativ o oră și jumătate sau două ore. Și acolo românii vor putea avea acces încă din această seară și mâine și poimine la căpătăiul majestății sale, regele Mihai.